Onorat auditoriu, vă mărturisesc că e o onoare pentru mine ca să vorbesc în cadrul acestei manifestări, organizată atât de frumos de colega noastră, doamna profesor Carmen Ciornea, cu care ne cunoaștem de mult și împreună cu care am participat la multe evenimente deosebite, atât cu mult timp în urmă, în cadrul seminarului teologic de aici, de la Constanța, unde împreună activam, și mai apoi aici, în cadrul facultății noastre de teologie. Ceea ce vreau să vă prezint eu sunt ceva impresii pe care le-am dobândit și le-am resimțit în urma întâlnirii mele cu părintele Daniel Sandu Tudor. Și vă spun aici că nu știam foarte multe până să aflu de la doamna profesor Carmen Ciornea că se ocupă și cercetează această mișcare duhovnicească Rugul Aprins. Și mai ales fiind invitat ca să spun câteva cuvinte aici, în fața dumneavoastră, am fost sigur nevoit să mă documentez și am aflat mai multe lucruri care m-au surprins și care mi-au dăruit impresiile pe care eu vreau să vi le expun aici, în fața dumneavoastră. Am găsit lucruri care mi-au atras și mie atenția și la antevorbitorii mei și m-am bucurat foarte mult să fie așa. Domnul Cristian Crăciun atât de frumos v-ați exprimat și a spus că, citind publicistica vremii a lui Sandu Tudor, cum ați zis, simți tremurul frunzelor istoriei. Așa de frumos, mi-a plăcut foarte mult. Și într-adevăr, așa este. Deschizând și răsfoind cartea doamnei profesor, ai chiar sentimentul acela că ești acolo sau că se face un stop cadru al anului respectiv, al lunii respective, al zilei respective și simți vibrația zilei și a momentului de atunci. Dar mai mult decât atât, am sesizat și altceva, citind mai multe, în mai multe locuri în carte, dar ceva mi-a atras atenție și chiar s-a potrivit foarte mult. Și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră lucrul acesta. Alaltă ieri, am deschis cartea doamnei profesoare și s-a deschis într-un loc unde se povestea așa, se spunea așa. Sandu Tudor nota în felul următor. Despre o întrunire, o întâlnire între, fiindcă suntem într-o universitate aici și suntem în membrii unei comunități academice, era vorba despre o întrunire a unei mari universități din București între Consiliul Profesoral de acolo, cadrele didactice și studenți. Cadrele didactice dorind să vorbească și să se adreseze masei studențești din fața lor. Însă se pare că ceva nu mergea bine, studenții nu erau mulțumiți și ori de câte ori unul dintre profesori dorea să ia cuvântul, ca un personaj colectiv, bine pus la punct, studenții își făceau datoria și în stilul lor opreau discursul. La primul, la al doilea, la al treilea, până când unul dintre profesorii de acolo, care culmea, era controversat și care nu prea era apreciat de către studenții din sală, s-a simțit dator ca să se ridice și să-i apostrofeze într-un mod, știu eu, poate chiar jignitor pe studenții care își spuneau și ei opinia în felul în care erau lăsați și cum puteau ei să o facă, adresându-le câteva cuvinte și referindu-se la niște repere morale pe care ei, studenții, ar trebui să le aibă. Bineînțeles că s-a făcut liniște dintr-o dată și s-a auzit în această liniște o voce baritonală care a strigat: dumneata ne vorbești de moralitate, și a marcat în continuare despre ce era vorba, nu mai spun aici. În orice caz, profesorul a tăcut în momentul acela și s-a retras. Și de data aceasta, personajul colectiv al studenților și-a făcut datoria și a punctat ceea ce trebuia. Asta a fost alaltă ieri. Ieri citesc presa și citesc despre ceva care imediat m-a trimis cu gândul la ceea ce citisem în cartea doamnei profesor și ceea ce scrisese Sandu Tudor cu 100 de ani în urmă. Parcă istoria se repeta. Un mare, știu eu să-i zicem, scandal
pe tema unirii a două, fuzionării a două universități mari, o universitate mare din București și una mare de la noi din Constanța, unde tot așa studenții se întâlneau cu cadrele didactice și unde cadrele didactice se străduiau să-i convingă de faptul că este foarte bine așa, iar studenții, tot așa ca un personaj colectiv, au rezolvat situația și au spus punctul de vedere și au întrerupt această inițiativă de a fuziona, de a se fi unite cele două, pierzându-și, bineînțeles, identitatea cea de la Constanța, cele două universități despre care vă spuneam. Iată cât de repetitivă este istoria și ci trăim acum ceea ce citim că s-a petrecut în urmă cu 100 de ani. Asta așa, doar ca o paranteză, ceva ce mi-a atras atenția. Totodată, părintele profesor Nechita Runcan a pomenit de lucruri despre care am citit și care m-au marcat când am citit despre ele. Ați vorbit, părintele profesor, de părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, acolo. Tot așa, un moment din perioada de tenție a părintelui Calciu Dumitreasa. Era o noapte de Paște și a fost foarte mișcat de faptul că auzea clopotele și că nu putea merge la... Era în celulă, la Iud. Și a început să cânte Hristos a înviat în gând, apoi șoptit și apoi cu voce tare până a venit gardianul și i-a tras câteva ca să-l facă să tacă. Totuși nu l-a părăsit această, să zicem, bucurie sufletească, duhovnicească, ce îl inundase la gândul că se petrecea învierea Domnului chiar în noaptea aceea, deși el era în celulă. Și s-a hotărât că a doua zi dimineață, când venea gardianul, și era un gardian de tură în ziua aceea, scrie el acolo, blond și diabolic de frumos, cu ochii albaștri, tânăr și care bătea îngrozitor. Bătea uneori până la moarte, bătea până la sânge, bătea până când nu se mai ridica de ținutul de jos. Atât era de rău. Și nu se lăsa pe tura lui dacă nu bătea pe cineva. Și când s-a făcut prezența și a intrat acest gardian, zice, cu ochii în ochii lui și cu seninătate i-am strigat, Hristos a înviat! Ar fi urmat o bătaie cruntă. Tot cu aceea seninătate, gardianul i-a răspuns, adevărat, a înviat și a trecut mai departe. Nu știa ce se întâmplă, ce se petrece. Și notează el acolo, în cerura mea era ca o ceață albăstrie, prezența Duhului acolo care îl apărase și care îi susținuse tot ceea ce simțea în momentele acelea. Am încercat și seara experimentul, povestește părintele Calciu Dumitreasa, cu un alt gardian, m-a bătut rău, a spus. Acestea sunt lucruri prin care au trecut și cei care au fost membri ai mișcării rugului aprins. Și cum spunea un alt preasfințitul, într-adevăr, ei au fost întăriți de faptul că erau acuzați pe nedrept și trăiau o nedreptate. Însă, să recunoaștem, o nedreptate întotdeauna ne cam dărâmă, ne șubrezește. O nedreptate te poate duce la depresie. De fapt, ei mai aveau ceva cu ei acolo. Nu gamela doar pe jumătate plină sau de cele mai multe ori goală putea să-i susțină acolo, ci altceva, sufletul lor care era plin și prea plin de lucruri pe care le făcuseră înainte ca să fie arestați și aduși în detenție. O rudă de-a mea care a făcut pușcărie politică mi-a povestit foarte mult lucruri de acolo și între altele îmi spunea așa, cele mai grele, 5 ani a făcut pușcărie peste tot, cele mai grele treburi și cele mai grele lucruri de făcut erau date preoților. Dacă venea un tren de descărcat noaptea, dacă trebuia să știu încărcat un tren cu piatră la miezul nopții sau alte lucruri grele de făcut, să iasă popii întotdeauna. Ei erau cei mai mult asupriți, cei cel mai des bătuți, lor li se dădea hrana cea mai proastă și cu toate acestea își asumau cu demnitate această suferință, așa cum au făcut membrii mișcării rugului aprins. Deci, vă spuneam că toate acestea le suportau pentru ceea ce au fost ei înainte și pentru ceea ce făcuseră până acolo. Și acum ne întoarcem, sau mă întorc eu, la personalitatea părintelui Daniil Sandu Tudor,
citind despre viața și despre activitatea lui, simțeam că parcă îl știu de undeva. Recunosc că în cărțile, disciplinele, materiile pe care le-am studiat la seminarul teologic, la Facultatea de Teologie, nu s-a vorbit sau nu existau teme speciale pentru asta. Poate doar un paragraf pe aici, pe acolo, ascuns, știu eu, sau poate chiar deloc, dacă îmi amintesc. Nu prea se vorbea despre rugul aprins și nici între noi colegii nu prea am vorbit, profesorii nici atât. Doar așa, din când în când, dar trecător ne-au amintit câte ceva. La întâlnirea mea aceasta cu rugul aprins, am fost, știu, parcă marcat așa de faptul că simțeam că aș mai fi citit odată, mai citisem odată ceea ce citeam acum. Era ceva cunoscut pentru mine ceea ce citeam, deși citeam pentru prima oară. Adică este, oricum, atrage atenția foarte mult și te impresionează faptul că găsești un personaj care, dintr-un mondel recunoscut, cum era Sandu Tudor, un publicist, căruia nu era străine cârciumile vremii, restaurantul Capșa, întâlnirile în aceste locuri unde se trăia. Se trăia așa cum se trăiește într-o capitală, unde oamenii vremii se adună și trăiesc după regulile vremii. Așa era Sandu Tudor și din acest Sandu Tudor se ajungă un trăitor atât de mare și un purtător de practici isihaste aici, la noi în țară, aduse de la Sfântul Munte. Să citiți viața lui, cei care se ocupă de doamna profesor, care are culoare de cercetare pe rugul aprins și pe Daniel Sandu Tudor și ceilalți vorbitori, știu foarte bine lucrurile acestea. Vă îndemn pe dumneavoastră, dacă n-ați ajuns să știți despre viața lui, să vedeți cât de frumos s-a convertit și în ce fel, trecând prin muntele Athos, ce l-a mișcat acolo în mod deosebit, încât a plecat ca pelerin în pantaloni scurți să viziteze muntele Athos, ca un fel de reacție la ceea ce publicase o ziaristă franțuzoaică, ce pătrunsese în Sfântul Munte deghizată în bărbat și, întorcându-se de acolo, râdea sau, știu eu, atacase și critica cele ce văzuse acolo. Cum, plecând Sandu Tudor, am zis, ca un simplu pelerin la Sfântul Munte, se întoarce de acolo cu rugăciunea inimii în minte și în suflet, și cu începutul acestei practici isihaste pornită de la Sfântul Grigorie Palamaș și de la Sfântul Simeon, noul teolog, care avea să devină și mentorul lui spiritual, după care avea să se ghideze, cu toate acestea venind, deci reîntorcându-se în țară și înființând mișcarea duhovnicească, spirituală, a rugului aprins, despre care vorbim acum. Și mai era ceva. Mai multe m-au impresionat din viața lui, dar am mai găsit o legătură, doamna profesor, între Sandu Tudor, rugul aprins, și, haideți să vă spun, zona în care m-am născut eu, zona mea de Baștina, Munții Buzău. Legătura se face printr-unul dintre membrii rugului aprins, și anume Vasile Voiculescu, un scriitor cu care am crescut și care este din comuna Pârscov, județul Buzău, la câțiva kilometri de localitatea unde m-am născut și am trăit eu. Și ori de câte ori merg la casa părintească, trec pe lângă casa lui memorială și, credeți-mă, mă închin ca atunci când trec pe lângă o biserică. Și îmi aduc aminte că am crescut cu proza lui Vasile Voiculescu. La mine în casă se citea Vasile Voiculescu, mai târziu cu poezia lui, și că acea emoție pe care o simțeam chiar de la vremea gimnaziului, citind proza lui, chiar și proza fantastică, era o taină acolo în proza lui Vasile Voiculescu, o vibrație aparte. Era ceva mistic care nu explicam eu la vârsta aceea ce ar putea fi. Acum am făcut legătura. Era în foarte mare legătură ceea ce scria el, mi-am dat seama mai târziu, cu faptul că în zona mea de Baștină
între secolele 17 și 19 au activat peste 40 de schituri și așezăminte monahale, precum și sihăstrii, chilii. Fapt ce a făcut pe unii să afirme că chiar arealul acela s-ar putea numi Athosul românesc. Acolo se practica isihasmul. În scrierile lui și în proza lui, Vasile Voiculescu face referire de multe ori, într-un anumit fel, la practicile din zonă, la practica isihasmului de acolo. Și iată cum, m-am gândit eu, isihasmul din Muntele Athos se reunește cu isihasmul din zona pe care am menționat-o, prin doi oameni, Sandu Tudor, părintele Daniel Sandu Tudor, și Vasile Voiculescu, despre care cineva spunea așa, că în, și dumneavoastră știți mai bine, doamna profesor, în Rugul Aprins erau două facțiuni, sau două, să zicem, grupuri. Grupul literar și grupul duhovnicesc. Unul singur făcea parte și din grupul literar și din grupul duhovnicesc, și acesta era Vasile Voiculescu. Nici nu vă închipuiți cum este zona aceasta, este într-adevăr o zonă mirifică. Dacă intrați pe internet și căutați, o să vedeți acolo urme ale isihasmului în pământ românesc. Am vizitat foarte multe dintre ele și mi-amintesc ceva și o să închei cu asta. Prin anul 1980 sau 1981 am fost vizitați acasă, tatăl meu a fost preot acolo în comună. Am fost vizitați acasă de către marele patrolog, părintele Ioan Ghecoman. Părintele Ioan Ghecoman a venit, întrucât scria, părinte profesor, o patrologie românească la acea vreme, a rezervat un capitol pentru manifestările de isihasm din zona munților Buzăului. A scris despre ele din sursele pe care le-a avut, însă a zis că nu vreau să închei și nu vreau să public până când nu văd cu ochii mei. Era în vârstă. Nu putea să mai bată cu pasul, pentru că sunt locuri accidentate pe acolo. Păduri nepătrunse, dealuri abrupte, spre munte, sub dealurile acestea sunt chiar sub vârful Penteleu. Vreau să văd, a spus părintele, înainte să public, cum arată această zonă. A venit la noi, a stat la masă acasă. Știam cine este, îi vedeam spiala lui tata, pe lângă părintele care îi fusese profesor și aveam și eu emoții la rândul meu. Cât puteam eu să înțeleg atunci, eram clasa a 5-a sau a 6-a. M-am mai pus și câteva întrebări și dânsul soție era profesor de franceză, m-a întrebat ceva în franceză, se leșin acolo, vă dați seama. L-a dus tata cu mașina într-un punct, de părintele Ioan Ghecoman, de unde se vedea așa cu ochii tot arealul în care erau împrăștiate aceste așezăminte rupestre. A uitat, a cântărit, mult timp a stat și s-a uitat, după care a afirmat așa. Trebuie să schimb cel puțin 12 pagini, pentru că nu mi-am închipuit că este așa și că poate fi așa. Este mult mai mult decât am citit și mi-am închipuit. Această zonă și această atmosferă l-a influențat, zic eu, și pe Vasile Voiculescu când a scris despre isihasm. Și când și-a scris proza și mai apoi s-a întâlnit cu isihasmul practicat de părintele Daniel în cadrul mișcării Rugul Aprins. Sunt câteva dintre amintirile pe care le am, așa, și care am simțit că au legătură cu ceea ce se petrece în seara aceasta aici. Știți ce am întrebat-o de curând acum, poate chiar? Nu, cred că ieri pe doamna profesor, că este foarte frumos ceea ce a făcut până acum și mă întreb ce mai urmează. De ce se mai apucă doamna? Și mi-a zis, urmează credința. Pe loc nu mi-am dat seama la ce se referă, dar m-am gândit așa, doamna trece de la filologie la teologie, vrea să facă vreo introspecție atentă așa în lumea credinței lui Sandu Tudor, în ceea ce însemna practica lui isihastă. Dar nu după mult timp mi-am dat seama că doamna mai are de lucru în arhivă și în bibliotecă, fiindcă o așteaptă ziarul Credința ca să-l aducă la lumină. O felicităm pentru organizarea de astăzi, îi dorim succes, iar eu vă mulțumesc că m-ați ascultat.